Noua stagiune de la Teatrul Național Radu Stanca va fi deschisă vineri cu o premieră. Sibienii vor putea urmări spectacolul de teatru coregrafic Mozart Steps, în coregrafia lui Gigi Căciuleanu. De asemenea, actorii Teatrului Sibian vor aduce în această stagiune și alte surprize care să fie pe placul publicului. Din distribuția spectacolului fac parte actori de la secția română, secția germană, dar și studenți. Că un dansator este un sportiv de foarte înalt nivel, adică de nivel de campion. Ce face diferența între un campion și un necampion? O miime de secundă. Atât ai desparte pe unul care a ajuns la finish și unul care n-a ajuns. Și deci eu le cer să fie sportiv de acest înalt nivel și în același timp niște poeți. Premiera spectacolului va marca și 225 de ani de teatru la Sibiu, iar spectacolul va avea loc începând cu ora 19. Prețul unui bilet întreg este de 20 de lei. Elevii, studenții și pensionarii beneficiază de reducere. Pentru ei biletul costă 15 lei. Și vreau să vă spun că e un spectacol care înseamnă emoție, care înseamnă dramatism, care înseamnă întâlnire, care înseamnă sublim, iar munca este de a găsi acea potențialitate a artistului care se întâlnește acolo în zona inefabilă, unde aerul este tare și unde de multe ori înțelegi, de multe ori nu înțelegi de ce este atât de frumos. Pentru că este vorba de tineri care încă nu au un limbaj, vorbesc de studenți în zona dansului și în zona corporalității, dar care au un potențial extraordinar. În paralel, actorii și regizorii Teatrului Sibian vor fi implicați în multe alte proiecte. Jucăm în spațiile alternative și în același timp pregătim stagiunea care începe de fiecare dată în septembrie. Apoi vom continua cu Durand la secția germană. Avem un număr foarte important de premiere, vorbesc de Romulus cel Mare. Avem un număr foarte important de turnee internaționale însemnate.